Cu ce credeți că au rămas organizațiile după această perioadă? De asemenea, lecțiile pe care le-ați învățat fiecare dintre voi, la nivel personal sau la nivel de departament, organizație pe care le conduceți. Și aș vrea să începem invers față de cum am început evenimentul și o să rog pe Eugenia să ne răspundă prima. Foarte bună întrebare. Cred că aș începe prin. Și, din nou, nu am cum să nu fac abstracție de faptul că suntem o organizație agile. Cred că e foarte important să lucrăm în iterații și să ne ajustăm acțiunile pe măsură ce vedem reacțiile și să ne adaptăm. Iar asta ar fi un element important, să nu așteptăm să avem o soluție perfectă, ideală, ci să lansăm bits and pieces, vedem cum funcționează, ne adaptăm și scalăm de acolo. Și aș mai puncta, evident, partea de adaptabilitate. Cred că e important să rămânem cu toții deschiși. Și să încercăm să primim cu mintea deschisă toate provocările pe care le avem în momentul de față pe tavă și să încercăm să venim cu soluții. Cred foarte mult în abordarea asta. Cred că e foarte tentant să renunți uneori atunci când e greu și aici mă refer și la nivel personal de angajați, manageri și organizații, însă e important să privim către soluții și către oportunități. Mulțumesc frumos, Dan. Două lucruri aș vrea să spun. Cred că momentul ăsta de criză și închisul în case ne-au creat posibilitatea unui moment de reflexie și de foarte multe ori am observat că mai degrabă noi facem despre businessurile noastre decât să gândim despre businessurile noastre, fiindcă suntem foarte băgați în povestea asta și atunci ne luăm timp să reflectăm, să gândim mai rar. Și în aceeași cheie, cred că una din lecțiile foarte importante e ceva ce mi-aduc aminte că am generat într-un focus group lucrând cu o bancă cu ceva vreme în urmă, în care o idee de proiect în urma unui curs a fost ceva de genul: dacă ai primi o sumă de bani relevantă, ce business ai inventa care să falimenteze compania în care ești? Cred că genul ăsta de autocanibalizare așa este un exercițiu foarte bun ca să ne dăm seama de ce am putea face diferit fără neapărat să fim în criză. Asta pe de-o parte. Și mai sper că învățăm în urma acestei crize exercițiul ăsta al solidarității pe care l-am văzut foarte prezent, în care business-uri s-au unit ca să se susțină unele pe altele, în care cei care au stat mai bine pe cash și au plătit taxele la stat, chiar dacă erau posibilități de amânare, ca să aibă și alții de primit TVA de la stat și lucruri de genul ăsta. Eu sper că nu o să uităm exercițiul ăsta, chiar dacă, din păcate, din punctul meu de vedere, în ADN-ul nației noastre este competitivitatea și egoismul. Sper că a fost un moment așa în care să vedem că dacă ne punem la oaltă puterile împreună, putem obține rezultate mai bune decât de unii singuri și că jocul ăsta de sumă zero în care eu sunt mai bun decât colegul meu, în care compania mea e mai bună decât competitorul, în esență nu duce nicăieri. Așa că asta mi-ar plăcea foarte mult dacă aș vedea în antreprenoriatul românesc și în Corporate Romania, ca să o numim așa, să văd de exercițiul ăsta al solidarității, că ne unim forțele pentru proiecte care au impact pentru societate, pentru țară, pentru viitor, chestii de genul ăsta. Cred că e cazul să începem să gândim mai mare și mai puțin în mic și semi-meschin așa. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Roxana? Asta.
Eu cred că această perioadă ne-a învățat pe toți foarte multe lucruri. Sunt de acord cu ce a zis Dan, ca și concluzii. Ceea ce mi se pare mie interesant și cred că lucrul ăsta cumva va schimba puțin interacțiunea e că în această perioadă, chiar și în relația avocat-client, cumva acolo unde nu este relația de lungă durată, exista acest formalism implicit, să spun așa. Ei, această perioadă, lucru de acasă, faptul că pe fundal se auzea un copil, un câine, o ceva, ne-a făcut cumva să ne mai și relaxăm și să mai aducem în discuțiile noastre juridice și elemente personale. Ceea ce cumva ne-a apropiat la nivel de interacțiune. Cred că pentru noi toți această perioadă a fost și sper, mi-ar plăcea să cred că a fost o perioadă de reflexie și noi ca organizație, ca și societate de avocatură cu un număr foarte mare de oameni am schimbat, chiar ne flexibilizăm și noi, ca să spun așa, inclusiv partea administrativă. Cred că o lecție sigur am învățat-o. Sper că și angajatorii, din ce am văzut, să se mențină tendința de a fi aplecați mai mult spre salariat, evident, în limitele impuse de deciziile de business și de eficiența rezultatelor care este inevitabilă. Și mai sper că autoritățile vor implementa ceea ce au în vedere și anume niște modalități de suport atât pentru angajator cât și pentru angajat în perioada următoare ca să putem să fim într-o zonă mai sigură și nu pe ape mișcătoare. Cam atât din partea mea. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Roxana. Gabriela? Daniela, am să răspund la întrebarea ta din două perspective, cea a MOL și una mai generică. Și punând un pic lucrurile în context, anul acesta MOL România împlinește 25 de ani de când a intrat pe piața din România. Și în același timp, tot anul acesta am primit o distinție foarte frumoasă, un premiu de excelență din partea HR Club pentru programul nostru de transformare culturală. Și acum, punând lucrurile la oaltă, cred că, din perspectiva noastră, această criză ne-a reconfirmat valorile pe care le promovăm intern și extern. Și mă refer aici la oameni prin focusul constant pe care l-am acordat pentru sănătatea și siguranța colegilor noștri și prin modul în care ne-am implicat în comunitate, ajutând acolo unde a fost nevoie cu materiale și echipamente, clienții, prin grija și respectul pe care le-am demonstrat, luând toate măsurile pentru a-i proteja în interacțiunea cu noi, dar păstrând în același timp și continuitatea operațională și rămânând un partener de încredere pentru ei, agilitatea prin modul în care am știut să ne adaptăm rapid la noul context și să venim cu soluții noi și asumarea responsabilității prin modul responsabil în care am pus în centrul tuturor acțiunilor noastre angajații, clienții și comunitățile. Acum, privind dintr-o perspectivă generică, cred că aceste provocări au creat obstacole neprevăzute în activitatea noastră. Vestea bună în tot acest context este că problemele cu care ne confruntăm astăzi ne forțează să gândim lucrurile altfel, să venim cu noi abordări, cu perspective noi asupra provocărilor. Poate fi dificil să privim cu încredere către viitor la acest moment, dar trebuie să realizăm că întotdeauna orice criză și orice moment dificil vine cu o oportunitate. Mulțumesc frumos! Călin?
Mulțumesc, Dan. Sincer, e foarte, foarte greu să mai acopăr ceva nou, pentru că ceilalți colegi au reușit să... Și chiar mă gândeam care unghiu să-l prins, pentru că e foarte, foarte mult spus. Ce vreau să menționez și ce cred că e bine, în primul rând, din criza asta învățăm că suntem o societate, din criza asta învățăm că suntem toți conectați între noi, învățăm că e important să înțelegem că fiecare dintre noi are un rol în societate și cum putem și trebuie să învățăm ca și societate cum să putem să fim mai buni, cum putem crea un mediu mai bun, putem împinge și am încredere că în România se vor întâmpla lucruri foarte bune. Din perspectiv, având o perspectivă, să zicem, multiculturală, cred că lucrurile sunt bune, îmi place foarte mult că lumea vorbește de provocări, mai discutăm de probleme. E o direcție pe care o simt și îmi place foarte, foarte mult. Cred că e extraordinar de important să mulțumesc colegilor mei pentru eforturile pe care le-au făcut în perioada aceasta. N-aș vrea să menționez unul sau altul pentru că e o muncă de echipă. E foarte, foarte important în perioada aceasta să, mai ales când crește volumul de lucru, pe de o parte, lumea să fie plină de inspirație, să vadă, mai ales în zona în care suntem noi, în care putem să aducem o plus valoare și liniște oamenilor. E bine să facem treaba asta, dar în același timp trebuie să știm cum să facem un echilibru între work-life balance. Adică asta e o zonă în care e dificil și, sincer, eu mă bucur că vine zona de vară, că a fost o perioadă extraordinar intensă pentru toată echipa și îți mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi și colegilor. Pentru că mai ales la final am avut timp să-mi notez câteva idei aici după ce ai pus întrebarea. Change is good. Cred că e primul lucru așa pe care mi l-am notat aici pe caiet, ca și learning, că schimbarea e bună și că noi ca și oameni și noi ca și angajați avem de fapt o capacitate foarte mare de adaptare la schimbare cu o atitudine pozitivă. Avem o capacitate foarte mare de a depăși rezistențele care poate apar ca o primă reacție. Cred că ne-am demonstrat cu toții ce ușor a fost să ne depășim rezistențele în această perioadă. Am implementat lucruri nu la nivel de țară, la nivel de guvern, la nivel de companii, foarte, foarte ușor, într-un context de normalitate, ne-ar fi luat probabil luni de zile, dacă nu mai mult. Deci suntem capabili ca organizații, ca angajați, ca sistem să ne schimbăm mult mai repede decât credeam și cred că ar trebui să nu uităm lucrul acesta. Atunci când vom mai fi în fața unor provocări noi, chiar și fără un context de criză, să ne amintim ce ușor a fost să depășim o rezistență și ce bine a fost după ce am depășit-o, cât de multe avantaje am avut prin noile sisteme pe care am reușit să le punem la punct după ce am depășit rezistența. Da, asta e un learning care mi-ar place să o să-l scriu și poate cumva să ne reamintim așa cu toții, să ne întoarcem la el. Apoi mi-am notat aici să, ca și organizații, ca și manageri, să avem încredere că angajații se adaptează. Uneori mi se pare că poate ezităm prea mult, îngrijorați dacă angajatul se va adapta sau nu. Eu am văzut că lumea s-a adaptat foarte bine și foarte ușor și chiar dacă e nevoie de training-uri și de pregătiri, până la urmă oamenii au capacități și angajații capacități foarte bune și skill-uri de a recupera rapid orice fel de gap, chiar și tehnologii, cât de repede s-a recuperat acum gap-ul de tehnologie, liderii care n-au știut să gestioneze o echipă virtuală sau n-au fost în contextul ăla, au învățat peste noapte și se descurcă bine. Deci cred că e important ca și angajator să avem încredere că angajații se adaptează contextelor constructive cu mai multă ușurință decât credem noi. Mi-am notat ca și o ultimă perspectivă faptul că angajatorii au putut în perioada asta să
walk the talk, îmi caut o expresie în limba română, să demonstreze cumva toate acele sloganuri, lucruri pe care le menționăm, nu? Menționăm tot timpul că avem grijă de angajați. Acum am avut ocazia să o arătăm. Am făcut-o cât de bine. Ăsta a fost contextul în care angajatul a putut să vadă consistența noastră ca și angajatori și ca și companii. Am vorbit despre faptul că avem încredere că pot să lucreze de acasă. Acum am demonstrat-o. Am vorbit despre faptul că susținem comunității, suntem implicați în tot ce înseamnă social responsibility. Am avut ocazia să demonstrăm. Asta este un learning și o oportunitate foarte bună pe care cred că angajații nu vor uita. Modul în care noi am demonstrat sau nu acum aceste vorbe mari, da, va rămâne în cultura intrinsecă și în experiența angajatului față de noi ca și companie.